Mini-vacanța de 1 mai a trecut fără evenimente majore. Acest lucru l-a declarat șeful biroului de ordine publică, Vasile Cotoi. Atât poliția municipiului Reghin, cât și poliția locală și jandarmeria nu au întâmpinat probleme în perioada 1-4 mai. Lucrătorii instituțiilor de ordine publică au fost la datorie și și-au îndeplinit îndatoririle uzuale de serviciu. Nu au fost evenimente, noi am participat cu uh, dispozitivele noastre de ordine și publică și respectiv și pe drumuri publice la închiderea circulației în data de 1 mai în jurul parcului și în data de 3 mai, când a avut loc spectacolul, s-a închis la ora 11 circulația între cele două parcuri din zona centrală, la ora 18 s-a închis circulația complet pe Petru Maior. Pentru buna desfășurare a evenimentelor dedicate Zilei Tineretului, polițiștii regineni au desfășurat activități specifice de control și verificare în colaborare cu jandarmii. Prevenirea faptelor antisociale, organizarea unor activități ce vizează ordinea și liniștea publică în parcări, în zona locurilor publice, parcuri, unități de învățământ sau alte locuri au fost doar unele dintre acțiunile pe ordinea de zi a acestora. La fel, măsuri de ordine publică, alături de celelalte forțe din sistemul integrat care compun sistemul de ordine publică, respectiv jandarmerie și Poliție Națională. Noi avem în atribuție sectorul în zona centrală, în special în strada Petru Maior, strada Spitalului, strada Imnescu, cerbul Stejarului și pădura rotundă. Instituțiile locale de ordine publică sunt zilnic la dispoziția cetățenilor pentru a asigura ordinea și siguranța civică.